se propune acum introducerea, reintroducerea uniformelor în școală. Cum vedeți lucrul ăsta? E o idee bună, e o idee rea? E o idee bună, exact. Da, ca uniformele să fie puse pe noi în școală, în școli. De ce? Pentru că așa și trebuie. Dacă toți suntem elevi, trebuie să fim în continuare. Se propune acum, nu știu dacă ai auzit pe undeva, reintroducerea uniformei la școală. Vreau să te întreb pe tine, care ești la școală, dacă ți se pare o măsură bună sau o măsură rea, proastă? Păi, de exemplu, la toate școlile se cere această uniformă, dar niciunul nu prea poartă. Cum se îmbracă? Iar și ei le dă vină o parte, pentru că le dă amploare la așa ceva. Și ele, unele dintre ele, pică în hărțuiala lor. Dar și bărbații sunt principale vinovați în cazul unei hărțuiri, nu? E logic că bărbații sunt, pentru că sunt de așa natură. Copiii care s-au ridicat acum nu mai au cei 7 ani care i-am avut noi odată. Pentru că ăștia 7 ani să ia din casă și ei nu mai au. Vi se pare în regulă, nu prea... Nu, nu se pare, nici cu unghii făcute, nici cu buze făcute, nu se pare în regulă. Cum ar trebui să vină unele la școală? Să vină echipați fără unghii făcute, fără, din cauza părinților. Că părinții le dau cap și vă dați seama că vine cum vor ei. Ați înțeles? Li se fac toate poftele, telefoane performante, fel de fel. Îmbrăcăminți, nu se mai duce în școală, la școală îmbrăcați. E logic să se întâmple. Și fetele, că am auzit foarte mult spunând că vin indecent la școală cu fuste scurte, cum vezi tu că se îmbracă colegele tale? Păi cu fuste scurte altele, n-a ce să faci. E bine cu fuste scurte? E bine, n-a? Dacă ar veni cu fuste lungi așa, n-ar mai fi același. N-a mai fi ce. Vârste foarte mici, fumează, vorbește foarte, foarte urât, consumă băuturi alcoolice și depășește orele 22-23, ceea ce nu este normal. Deci părinților trebuie să ia aceste măsuri, care zic eu la mintea mea că am și eu 62 de ani. Domnule, la ora, mulțumesc, la ora de, nu ești în casă, ne certăm, părerea mea, prom. Și de felul în care se îmbracă, am înțeles. Adică... De felul în care se îmbracă, da, fust, nu este nimeni acolo. Cum se îmbracă? Că sunt foarte multe femei hărțuite sau sunt așa? Mă, nu s-aude așa, în principiu, așa, exasperat să dăm pe spate lucrurile astea. Dar se întâmplă și nu numai că le hărțuiește, dar le și bate, le chinuie, le... Și ele rămân acolo prinse oarecum. Și rămân și prinse și unele și vor să rămână prinse. Hai să nu dăm vina numai pe ei. Hai să nu îi dăm vina numai pe ei, că unele le și plac felul ăsta de a fi. Le plac și bătaia, le place. Haideți, doamnă, ați văzut dumneavoastră o femeie? Da, le place și bătaia. Păi le caută și ele le caută. Stai liniștit că le caută și ele, că sare... Pe acolo și ai văzut, și-a decălare pe ei, prin mașini, pe peste tot, le trage atenția, observație. În concluzie, spuneți că este o idee bună reintroducerea uniformelor? Da, e o idee bună de la părinți, ca să le dea indicația, adică să se îmbrace cum trebuie. Cum se îmbracă fetele din scurt? Cu rochii foarte, foarte scurte, exagerat de scurte, pot să vă spun așa, în afară de tatuaje și pantalonii foarte mulați. Ceea ce nu este normal. Spuneți și la școală... că atrag și ele hărțuirile astea sexuale. Da, normal, și le atrag foarte, foarte, foarte mult, care se întâmplă zilnic, zic eu, sau poate din oră în oră. Vă dați seama cu ce mă întâmpină acolo și fetele sunt mai arțăgoase ca băieții. Sunt băieți care sunt rușinoși, sunt timizi, așa... Și fetele le dă amploare la așa ceva și când rămân gravide sau când le-a nu știu ce, se duce la părinți, că nu le ia de neveste. E logic, la 21 de ani, la 19 ani, la 17 ani, cum să te catarisești cu una în cărcă. Da. Și dintr-un foc rămâne și gravidă. Și iată că te-ai aia cu, și cu copilul și cu nevasta și fără casă pe drum. Te trezești odată. Ai purtat vreodată uniforma asta care e la tine acolo la școală? O singură dată, prima zi, după ce nu mai.